senatorul Adrian Țuțuianu în prezența președintelui Tineretului Social Democrat din Dâmbovița și a secretarului general Leonardo Badea a semnat un protocol de colaborare cu reprezentanții Partidului România Mare din județul Dâmbovița. Protocolul a fost semnat de Adrian Țuțuianu și de președintele Partidului România Mare Dâmbovița Radu Mihai. Cei doi au spus că în perioada din urmă au fost discuții relaxate privind semnarea acestui protocol și au ajuns la o înțelegere. Atât Partidul Social Democrat Dâmbovița cât și PRM se consideră doi parteneri serioși și vor reuși în alegerile din luna iunie. În fața dumneavoastră astăzi se va încheia un protocol de colaborare și parteneriat între Partidul Social Democrat și Partidul România Mare și acesta e motivul pentru care avem astăzi invitați la sediul Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Și sigur că dumneavoastră îi cunoașteți, domnul Radu Mihai este președintele Organizației Județene Dâmbovița Partidului România Mare, domnul Gagionea Cornel este președintele Organizației Municipale a Partidului România Mare și domnul Căplescu Gheorghe, vicepreședinte al Organizației Municipale. Vreau să precizez că am avut în ultimele săptămâni mai multe discuții pe marginea încheierii acestui protocol. Am convenit împreună că sunt lucruri care sunt comune celor două partide politice, că și Partidul Social Democrat și Partidul România Mare își propun să scoată România din actuala criză economică, socială, politică și morală. Reprezentantul Partidului România Mare din Dâmbovița, Radu Mihai, a spus că îl va susține pe senatorul Adrian Țuțuianu în ceea ce privește candidatura pentru președinția Consiliului Județean Dâmbovița. În ceea ce privește candidatul Uniunii Social-Liberale la primăria Târgoviște, peremiștii au avut o reținere în ceea ce privește susținerea acestuia. Urmează să avem o discuție vis-a-vis de primăria municipiului Târgoviște. N-aș putea să vă spun exact care este rezultatul final al discuției. Noi suntem dispuși în primă fază să sprijinim candidatul USL-ului la primăria municipiului. Deci suntem deschiși la orice fel de colaborare în această privință.